Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și, bineînțeles, TikTok, că e la modă acum în această perioadă, și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și sportul din reședința de județ, din Deva. Mai exact, vom discuta astăzi despre ce se întâmplă în ceea ce privește handbalul. Un sport care până nu de mult era cumva așa un punct extrem de important pe harta întregii țări. Astăzi vedem ce se întâmplă, care este prezentul echipei de handbal din municipiul Deva și vom discuta în amănunt cu invitatul meu, domnul Marian Muntean, fost coordonator al CSM Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Dacă ar fi așa să trecem puțin în revista Anii de Glorie ai handbalului devean, cam care ar fi așa în câteva cuvinte lucrurile care vă vin în minte? Deci principalul moment de glorie a handbalului din Deva a fost anul 2002, când echipa de handbal care se numea pe atunci Remin Deva a câștigat Challenge Cup-ul. Pentru cei care cunosc sau cunosc mai puțin fenomenul, și la perioada la care am făcut referire, 2002, eu am fost unul dintre sponsorii care au ajutat cu cât s-a putut la momentul respectiv pentru realizarea performanței în handbal. Fiindcă la momentul acela, în 2002, vorbim de sume mult mai mici decât în prezent, chiar și la nivel național, nu doar la nivel local. Deci ăla ar fi cel mai important punct de pornire a handbalului devean și trebuie să recunosc că de acolo am pornit pe un drum separat la momentul respectiv, deci după finala de la Buxtehude, și am construit un alt club, o nouă echipă, Cetate Deva, cu care am mers până în 2017, când, datorită circumstanțelor care erau la momentul respectiv, adică nu am primit sprijin de la factorii locali, pentru că E importantă și contribuția locale pentru sport. Exact. Și nu, și sponsorii sunt importanți, evident, da, dar și acest sprijin contează. Nu era vorba de sume fabuloase de bani, cât pentru mine la momentul respectiv era așa o încurajare să nu mă simt singur. Pentru că echipa nu juca la mine în sală, nu juca acasă pentru prieteni, cunoștință sau familia mea, nu se numea altfel decât Cetate Deva. Și pe oriunde mergeam în țară sau făceam foarte multe turnee internaționale, era numele Deva. Deci, cât de cât aduceam un oarecare cinste sau, mă rog, la momentul respectiv era cunoscut orașul și prin această echipă. Dar în 2017 m-am săturat de atâtea promisiuni, am renunțat și am revenit. V-a părut rău că ați renunțat? Sau vă pare rău? La momentul ăla nu mi-a părut rău. Mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc, pentru că eu am fost foarte activ. An de zile am fost singur în Federația Română de Handbal, membru afiliat, care am fost pe banul privat. Restul toți erau pe bani publici. Și, mă rog, aveam, de multe ori am avut multe piedici puse de către arbitri, de către federație. Țin minte când am făcut fuziunea în 2005 cu Reminu, pentru că Reminu în 2005 urma să se desfințeze. Cei care au susținut financiar echipa au renunțat și atunci am făcut fuziune și am preluat clubul cu active și pasive. Și federația, la momentul respectiv, era clubul Olchim, cel mai mare club din România, cu foarte multe trofee, exact, și cu foarte mulți bani.
în anul respectiv nu făcuseră transferuri și ce au zis? Hai să luăm 3 de la Deva. Și mi-au furat în ghilimele 3 jucătoare cu acordul federației, am avut procese cu federația, am câștigat procesele și în final am renunțat la suma de bani pentru că nu o plătea persoanele care fuseseră vinovate, o plătea tot federația, adică banii cluburilor. Am renunțat și am continuat. Am avut satisfacția că am câștigat procesul și că am avut dreptate. Dar să mă întorc în zilele exact. Ce s-a de schimbat astăzi, în 2020 am mers alături de cei care au făcut proiectul de la Primăria Deva pentru clubul CSM Deva și în primul sezon, era și pandemie, a fost ceva inedit pentru mine, nu am putut să facem niciun joc de pregătire, abia ne puteam antrena și făceam tot felul de cu ghilimele giumbușlucuri, fugeam și ne antrenam pe laseri din astea care nu erau un vizor să ne controleze, să ne prindă cineva. Un singur meci am făcut cu echipa de la Târgu Jiu, care era și ea în divizie unde ne înscrisesem noi cu CSM Deva. Am luat bătaie atunci, nu știu, 7-8 goluri, cu echipa adunată, am adunat fete de prin țară, nu le cunoșteam, să facem o echipă, exact, să putem să începem pregătirea. Dar îmi amintesc foarte bine că eu am atenționat pe cei care se ocupau atunci de la primărie de club, că voi promova. Și mi s-a spus, băi, cu banii ăștia care îi avem, nu o să poți promova. Și le-am spus, băi, o să pot promova. Dacă promovezi, vă supărați? Și mi s-a răspuns domnul viceprimar, actualmente pe aceeași funcție, Ferdinand Pogăcean, el se ocupa cu pe linie sportivă, băi, dacă faci asta, zice, e bucurie, e bonus. Așa să fie. Și am intrat în competiție, am disputat jocurile sub formă de turneu, pentru că nu era voie cu public și ne ducea federația în anumite orașe prin țară și jucam toți, fiecare cu fiecare, câte 2-3 zile și după aceea veneam înapoi la Deva. Și astăzi avem să împlinesc 3 ani din momentul în care am promovat. Mi-a dat Facebook-ul azi dimineață mesaj, acum 3 ani mi-a apărut locul 1 CSM Deva, promovare Ligă Națională. Ați demonstrat atunci că se poate. Chiar dacă unii sunt unii care contestă, am făcut o postare pe social media săptămâna asta. Am fost la turneul de promovare cu echipele din divizie. E foarte important aspectul ăsta, la Iași, unde am crezut că CSM Deva, actuala, cu atâți meseriași la comandă și cu atâți bani investiți în handbal, vor face și performanța pe care n-au făcut-o anul trecut, sezonul trecut, și vor promova. Ei, din păcate, n-au reușit lucrul ăsta pentru al doilea an consecutiv, la sume fantastice de bani, din punctul meu de vedere. Deci, poate ca pentru să înțelegem că spuneați mai devreme puțin că în momentul în care coordonați dumneavoastră această echipă, banii sau, mă rog, sprijinul venit din partea administrației locale nu a fost cel la care v-ați așteptat. Acum vorbiți de foarte mulți bani care sunt alocați spre acest... Eu venind dintr-un mediu privat, am fost foarte responsabil, ținând cont că erau banii publici. Și de asta discuția mea la începutul plecării pe drumul ăsta de a promova în sezonul 2020-2021, am spus că și cu bani puțini se poate face performanță, doar că trebuie să știi cum să mergi pe drumul performanței. Bun, acum vorbim de bani mulți, din câte înțeleg de la dumneavoastră, și
Deci, nu avem performanță? Eu, din punctul meu de vedere, eu spun că este o non-performanță, nu este performanță, cu toate că unii pe Facebook se bucură, mamă, ce realizări s-au făcut cu echipa în sezonul ăsta. Eu pot să vă arăt, atât dumneavoastră, cât și telespectatorilor, un stat de plată lunar de pe vremea când eu eram la conducerea clubului. O să rog pe colegii din regie să difuzăm și noi acest tabel pe care ni l-ați pus la dispoziție. Da. Iată, stat de plată luna ianuarie 2021. Dacă putem Corect. Să dăm puțin mai sus fotografia să se vadă și partea de jos unde scrie totalul, cred că. Da, da, mulțumesc, da. Colegilor. Deci avem acolo salarul care, atenție, era 3669, pornim la primul număr curent, da. Da? Că nu-i bine pentru protecția datelor, nu-i nu bine să... Nu ați afișat și nu am afișat exact. Nici numele celor deci, care aveau la un calcul așa făcut rapid, am constatat că suma de bani consumată de către echipa de handbal CSM Deva în sezonul 2020-2021, când la final în luna mai s-a promovat, a fost echivalentul la aproape două luni de zile de cheltuirea banului public de către actuala conducere a acestei echipe. Și dovadă o am pe un alt stat de plată, dacă îl aveți și pe ăsta. Da, da, acum apare pe ecran și acesta. Unde eu acolo jos, în dreapta cu pixul, am făcut un calcul, 28 de persoane, dacă ați fost atentă la mine în conducerea sau în tot grupul care făcea parte din echipa de handbal, erau 15 persoane. Acum venim și avem 28 de persoane care reprezintă 300... Aproape s-a dublat. Așa, nu știu de ce, pentru că meciurile se dispută sau s-au disputat într-o divizie inferioară, adică divizia secundă, divizia A, cu 3 serii și au fost într-un an competițional 10 jocuri oficiale. Adică un joc pe lună sau cum să mai spun, dacă avea două jocuri într-o lună, a doua lună avea o pauză. Din punctul meu de vedere, o abordare total greșită a managementului și a modului de cheltuire a banului public. Și aveți acolo un total de 801 pe tabelul 2, 801.456,96 de euro doar salarii. Scriam eu pe pagina mea când am postat pe Facebook, scriam că acestei sume de 800.000 de euro îi se mai adaugă și alte cheltuieli care fac ca un buget final pe un sezon să depășească cu puțin 1.000.000 de euro. Deci puțin această sumă de 800.000 de euro de care spuneați dumneavoastră puțin mai devreme sunt doar salarii. Doar salarii. Nu mai punem la socoteală transport, nu, alea sunt alte cheltuieli. Recuperarea sportivelor deci, și așa mai departe ce au nevoie. Pe lângă astea care le-ați menționat dumneavoastră, mai sunt taxele la federație, mai sunt sumele de transfer, pentru că orice sportivă care îi transferată plătește o taxă la federație. Dacă e jucătoare străină, plătești și la Federația Europeană. Pentru o jucătoare străină e 2740 de euro să plătește la EHF. Pentru jucătoarele române în campionat, din câte știu eu, era undeva la 1000 de lei în timpul campionatului, să dubla după ce începea campionatul. Și pe lângă astea se mai plătesc, dacă iei jucătoare, cum a fost cazul și aici, în momentul ăsta, sume de transfer de la echipele de unde iei sportivele. Și acolo se negociază. Mii de euro se cer pe sportivele respective. Ei, de ce am fost eu atât sau sunt atât de hai să zic supărat? Unii zic către mine, băi, ești frustrat că nu mai ești la club. Nu e adevărat. Eu
pentru mine viața nu a fost începută când am fost eu în 2020 două sezoane la CS Medeva și nici nu s-a terminat când am plecat de la CS Medeva pe motive de alții știute de mine bănuite. Dar mi se pare așa o bătaie de joc a risipirii banului public, o bătaie de joc față de persoanele astea din orașul Deva, care își plătesc taxă și impozite și ajung banii pe mâna unor indivizi care în pixul lor stă dorința lor de a face nu știu ce să facă, dar performanță mai puțină. Și atunci aici e problema și semnalul de alarmă. Băi, ce se întâmplă dacă tu sezonul trecut ai ratat obiectivul și nu e problemă că în handbal și în orice sport se mai și pierde, se mai și câștigă. Exact. Corect, de acord. Dar una e să pierzi cu o cheltuială minimă și una e să pierzi cu bani care ți-ar ajunge să fii în Liga Națională. Apropo, vor spune unii cărcotași, băi, ai fost în Liga Națională și ai retrogradat în primul sezon. Corect, perfect, de acord și mi-am asumat. De ce? Pentru că eu când am fost și am reușit promovarea cu echipa, am făcut-o cu un buget de 170.000 de euro din calculele făcute de mine. Deci 170.000 de euro e o sumă extraordinar de mică în comparație cu cheltuirea sumei de un milion, da? Să nu zic un milion și ceva de euro, da? Ei, când am ajuns în prima ligă, nu au fost bani pentru a face o echipă competitivă ca să rămâi în Liga Națională. Așa, pentru cei care nu sunt familiarizați cu sumele din handbalul românesc, pot să vă spun că cel mai mic buget e cam de un milion de euro în Liga Națională. În rest, tot sar. Și atunci, deci la bugetul acesta am putea fi în Liga Națională, corect, fără probleme. Banii ăștia, dacă eu aveam banii ăștia cât am fost în Liga Națională, nu picam și eram la jumătatea clasamentului. Dar atunci nu s-au găsit bani, n-au fost bani. Păi tocmai de aceea, unii vor spune, iată, că e foarte bine că acum sunt mai mulți bani alocați către această disciplină sportivă, nu? Foarte corect. Dar întrebarea mea atunci, e ok, foarte bine că sunt bani, dar unde e rezultatul, performanța? Că ne ducem iară să jucăm barajul cu echipe de primă ligă. Șansele sunt minime, nu-i bați pe ea care sunt cu tine în divizie. Te duci să te bați cu Zalău sau cu Ciznădia sau cu HCM Baia Mare. Să fim serioși. Plus că acum, din ce cunosc eu, este o debandadă, dezordine totală în club. Adică fiecare face cum crede, ce crede, nu există o linie pe care să se meargă cu o perspectivă pe termen mediu, scurt sau lung. Eu când am fost acolo, am dat un concurs și am susținut un proiect de management. Era prevăzut în examen. Practic ce vă doriți să faceți, corect, care este perspectiva pe, corect, care o aveți. Corect. Ei, în momentul în care am susținut proba respectivă, mi-am susținut proiectul, eu am avut pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Prioritatea principală care am avut-o eu atunci, la cât mă pricep, am vreo 20 de ani de conducător de club, în special în handbal vorbesc, eu am vrut să construim un brand național al clubului CSM Deva. Adică să fii cunoscut și lumea să te respecte pentru numele CSM Deva. Nu sunt în CSM Deva și atât. Omul trebuie să înțeleagă că joacă cu o echipă sau cu componența unui club care are performanță, are rezultate și merge pe un drum corect, un management valabil pentru a nu își bate joc și a nu risipi banul public. Orice și pe se un întâmplă drum acum, spre victorie până la corect. Urmă. Bun, se întâmplă, sunt de acord și eu, mai iei bătaie, că așa e mai bun adversarul. Dar nu consumi sume de bani fără număr,
îți permiți, păi vă dau un exemplu, eu tot ce vă spun, am omis asta, uite, am scăpat, tot ce vorbesc eu și tot ce afirm, pot și proba cu ori cu scrisuri, ori cu date certe. În sezonul de Ligă Națională am jucat cu echipament care l-am avut două sezoane. Deci nu am schimbat echipamentul în fiecare sezon câte 3-4 rânduri de echipament. Se practică acest lucru? Sau? Păi acum se practică la CSM Deva, au la echipamente de nici nu știi, azi joacă într-o culoare albă, mâine în roșu, albastru, verde, deci, mă rog, nu e un lucru rău, dar am dat exemplu respectiv pentru a înțelege că atunci când ții de bani, ai și îți ajung banii ca să poți să faci mult mai multe lucruri. Nu risipești banul dacă nu e necesar. Am luat al treilea rând de echipament la echipă abia pe finalul sezonului 2 și în momentul respectiv eu nu mai eram la conducere, am rămas doar la conducerea secției de handbal, că venise nou conducător și ulterior, după câteva luni, am făcut comandă de echipamente. I-am spus, domnule, nu comanda, că de 3 săptămâni au venit tricourile. A, nu, că noi luăm altă marcă, că nu ne mai place cu Kempa, vrem să luăm Hummel. Luați, domnule, cu Hummel, faceți ce vreți. Ei, dacă omul nu e responsabil pentru banul public, este o mare problemă, pentru că cetățenii orașului susțin sportul, sunt de acord să fie alocați bani, să fie alocați bani, dar vor și rezultate. Adică degeaba bați pe toată lumea în divizia A și ești pe locul întâi. Când te duci la turneul final pentru calificare, tu vii acasă cu coada între picioare că te-au bătut alții. Deci astea nu sunt rezultate. Ori astea, din punctul meu de vedere, este un rezultat în spatele căruia tu te ascunzi ca și conducător și, bă, ești pe locul întâi, ești pe locul întâi, corect. Dar cu câți bani ești pe locul întâi? Că tu în divizia A, în grupa în care ai fost, ai jucat cu junioare 1 care nu au salar, ai jucat cu echipe care aveau salar, indemnizația de efort pe care nu se impozitează niciun ban, adică 700 de lei, și vorbim de lucruri care sunt făcute fără ca să ai o idee despre sportul respectiv. Așa că... În sport, ca și în politică, e nevoie până la urmă și de bani, dar este nevoie și de viziune, de un bun coordonator și cumva vine întrebarea firească. De ce, dacă sunt atât de mulți bani alocați către handbalul devean, nu există și performanță sau să fie cumva dus la un alt nivel handbalul devean? Nu sunt jucătoarele bine pregătite? Pentru asta cred că ar putea să fie făcute anumite achiziții noi, nu? Dacă se consideră cumva că echipa nu este bine închegată. Ce ar trebui făcut sau cum ar trebui gestionată această situație? Din punctul meu de vedere, au fost făcute foarte multe transferuri în sezonul 2023-2024 în comparație cu sezonul 22-23. Dar nu înseamnă că dacă aduci o sportivă, tu ca și conducător la club, trebuie să fii de acord cu tot ce ți se spune de către impresar. Acum toată lumea lucrează cu impresar și la handbal, deși ei nu sunt recunoscuți de Federația Română, dar jucătoarele le e mult mai ușor să spună, vorbești cu impresarul că el știe. Impresarul la rândul lui forțează nota să ceară cât mai mulți bani pentru că are comision. De la 10% pornește comisionul. Dar aici vorbim și de banii publici, totuși. Banii publici, da. Și atunci impresarul respectiv vine cu diverse cereri pentru sportivă. Tu ca și manager, dacă nu ești pe cunoștințe reale despre sportul respectiv, bineînțeles că ești de acord cu tot ce ți se cere, fără ca să pui condiții. Eu tot timpul cât am activat în
în handbal, fie că am fost pe persoană privată, fie că am fost pe banul public, cum am fost la CSM, eu am avut tot timpul probleme cu impresarii ăștia sau chiar cu jucătoarele care n-aveau pe vremea aia impresar. Adică nu poți să ceri și să nu oferi. Și puneam anumite condiții contractuale, da, fața lor. Primești atât, dar dacă faci și lucrurile respective. Și aveți certitudinea că în prezent nu se întâmplă acest lucru? Nu se întâmplă și am și dovezi. Adică eu cât am fost pe CSM, în fiecare sezon făceam câte un regulament de ordine interioară. Pe regulamentul de ordine interioară care îl puneam, puneam obiectivele echipei și prin el reglam anumite lucruri care scăpau în contractul individual a sportivelor. În așa fel încât dacă sportiva primea un salar de X lei, dar nu respecta cerințele care le avea față de club, era cum să spun, îi se tăia din banii respectiv și era sancționată de către regulamentul de ordine interioară. Regulamentul respectiv e obligatoriu să-l depui la federație. Să primești un număr și el este un act oficial care stă împreună cu contractele sportivelor la federație. Pentru 2022-2023 a existat un regulament de ordine interioară. El a fost depus la federație și acolo scrie așa: ținând cont de condițiile pe care clubul le oferă tuturor membrilor echipei de handbal de la staff și încheind cu sportivele, obiectivul în sezonul 2022-2023 în campionat este câștigarea tuturor jocurilor, alea care erau în divizia, v-am spus că acolo cu echipe slabe, și promovarea de pe primele două locuri la finalul sezonului în Liga Națională. De ce primele două locuri? Pentru că atunci când ajungi în finala turneului de promovare, intră și locul 1 și locul 2, adică ambele echipe promovează. Ei, acest regulament e sfânt din punctul meu de vedere. Mai este valabil și astăzi? Nu știu dacă pentru 2023 domnii care sunt pe la club au așa ceva. Teoretic ar trebui să aibă pentru că cere federația. Dar mai contează și ce conținutul. V-am spus despre acest regulament pentru că obiectivul era clar și erau și sancțiunile care se pun. Ori anul trecut nu s-a promovat. Și la fel de bine sancțiunile trebuiau aplicate tuturor membrilor echipei de handbal, de la antrenori până la ultima jucătoare. Ei, care nu s-a rezolvat, nu s-a întâmplat, dar ce s-a făcut? S-au dublat sau poate s-au triplat salariile la jucătoare care n-au reușit să promoveze. Deci asta ce denotă... Cum ați explica acest păi, lucru? Lipsă de profesionalism. Adică eu când am întrebat, băi, de ce ați mărit pe conducătorul, șeful de servici care era pe club, domnule, cum îi mărești la jucătoare respectivă care pe vremea cât am fost eu acolo avea salarul, nu știu, 3500 de lei, cum îi faci 9000 de lei? Băi, că dacă noi făceam pleca. Păi și ce-i pleca? Și venea alta pe bani mai puțin și poate cu o altă dorință de a firma. Dom'le, dacă nu-s banii mei și-s banii publici, să meargă înainte. Da. Astea-s problemele. Și vă dau un exemplu la o diferență colosală între un club și altul. Da. Din informațiile care le am, nu sunt 100% verificate, dar se pare că ăsta e adevărul. Clubul Corvinu Hunedoara cu echipa de fotbal a câștigat Cupa României cu un buget de 1.200.000 de euro. Deci a ajuns să iei Cupa României să joci pentru România în cupele europene, da? Păi și CSM Deva doar la nivel de echipă de handbal la 1.100.000 stai tot în divizia. Deci
asta e diferența între o echipă de profesioniști și o echipă de amatori care se cred profesioniști. Dar dacă ar fi, da, într-adevăr, să discutăm puțin și ce se întâmplă acolo la Hunedoara, acolo și primarul în funcție a pus cumva foarte mult accent pe ceea ce înseamnă fotbalul hunedorean, și-a conturat, de fapt, o echipă de profesioniști în jurul acestei echipe, oameni care, iată, au demonstrat în ultimii ani că pot face performanță și că pot să renască cumva ceea ce a însemnat Corvinul Hunedoara pe bani care poate pentru unii nu sunt deloc mulți, deși sună așa, 1.000.000 de euro sună foarte mult pentru majoritatea și dintre cei care ne urmăresc, dar în fotbal nu este o sumă atât de mare, dar a reușit cu profesioniști, cu oameni care s-au implicat. Și vine întrebarea firească, de ce aici nu se poate? Păi asta mă întreb și eu, dar pe cine să întrebăm noi? Că de asta facem și emisiunea asta, de asta am scris și eu pe Facebook, dacă anul trecut am zis, hai să fie, o fi fost o scăpare. Anul trecut bugetul a fost mai mic un pic decât anul ăsta, îl cunosc și pe ăla, pentru că eu am mai fost în club până la 31 decembrie 2022. După aceea mi s-a încheiat contractul brusc cu sportul, pentru că trebuia să vină meseriașii care acum sunt în cadrul clubului și eu deranjam, probabil. Da, eu zic că puteam să ne înțelege dacă îmi spunea că nu mă interesa pe mine combinații și alte chestii și oamenii puteau să-mi spună. Asta e problema. Cuvinte care pot fi folosite așa, combinații și vreo aluzie la ceea ce se întâmplă. Nu fac nicio aluzie, fac așa un pamflet, nu fac aluzie la nimic. Alții trebuie să facă, să verifice și să vadă ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Da. Cu această ocazie le adresăm și noi celor din conducerea administrației publice locale de aceeași întrebare, ce se întâmplă din acest punct de vedere. Noi așteptăm să ne ofere un răspuns și le oferim această oportunitate de a veni și de a răspunde acestor acuzații, să le spunem până la urmă, și acestor cifre pe care le-ați amintit dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni, pentru că așa este etic și deontologic să o facem atunci când se discute aici în platoul emisiunii noastre și despre alte persoane. Este firesc să le oferim această oportunitate de a veni cu un răspuns, în primul rând, în fața dumneavoastră, a devenilor, pentru că vorbim aici de banii publici, vorbim aici de banii fiecăruia dintre dumneavoastră până la urmă, și explicații trebuie date de către cei în măsură să facă acest lucru. Așadar, ori de câte ori vă doriți, dumneavoastră, cei din administrația publică locală de Veană, cei din cadrul CSM Deva, să oferiți explicații devenilor. Noi vă așteptăm aici în platoul emisiunii noastre. Haideți să mergem mai departe, pentru că mai avem puțin timp din această emisiune și ar fi bine să continuăm discuția cu privire la fotbal. Mă gândesc acum tot la Corvinul, la handbalul de Veană, deși cred că și fotbalul din Deva ar fi un subiect de discuție și la fel de interesant, nu? Și fotbalul. Uite, am și aici niște... Văd că sunteți foarte pregătit plată. Cu tabele, state deci, de plată. Vreau să vă spun sunt că... Sunt date oficiale. Oficiale? Sunt de la club scoase pe 544. Deci nu sunt făcute de mine. Eu pot face o comparație pentru că am fost acolo și știu salariile care au fost în toate secțiile în momentul în care eu am fost la club. Eu în momentul în care am fost șef serviciu, pentru că asta e titulatura la CSM, e unica structură sportivă în România care nu are președinte sau director general. Parcă la un serviciu. Moment dat așa erau, nu? Cu președinte... Păi de așa e peste tot. Deci aici clubul e singur în România și s-a acceptat chestiile astea pentru că la momentul când am fost eu acolo am fost refuzat de către Federația Română de Fotbal ca și persoană de conducere
Pentru că aveați la această funcție de șef serviciu, șef serviciu și nu de președinte. Și nu de președinte. Și am găsit eu la momentul ăla un tertip și am scris șef serviciu, am barat și am pus președinte. Și așa am funcționat eu și următorul tot așa funcționează. Dar asta nu este o chestie, e la limită. Da. Pentru că făceau unii mișto de mine, suna domnul șef serviciu, da, programează-mi și mie la serviciu o chestie din astea. Bun, le gustam la momentul respectiv, dar nu până de la un punct. Da. Revin la subiect. Deci bugetul în momentul în care eu am fost șef serviciu a fost în jur de 1.200.000 de euro bugetul pe tot clubul. Nu doar pentru handbal. Nu doar pentru handbal, pe tot clubul. Și eram atunci, o să vină unii să spună, da, domnule, dar câte secții aveai atunci și câte sunt acum? Corect, de acord, dar atunci aveam handbal, Liga 1, aveam fotbal, Liga 3, unde sunt și acum, și aveam centru de copii și juniori. Bugetele au fost împărțite între cele trei, să zicem, secții, pentru că era separat copiii și juniorii, acolo mai era și echipa de Liga 4 de fotbal. Dar dacă mă uit aici la salar și vă spun pentru cei de la fotbal și vă spun că un fotbalist avea uite, masorul 1500 de lei la fotbal, masor la fotbal 5172 de lei. Dau niște exemple, n-am treabă cu oamenii, nici nu știu cine sunt, dacă ai idee. Nu sunt nominal nu, trecut, un jucător, funcția. Un jucător la fotbal 2000 de lei, 3500, lua atât. 3000, 3000, 2000, 2500, 1200, 1000 de lei, 2000 de lei, unul cu 5000 de lei, doi erau atunci, trei erau cu 5000 de lei. Da, în general, dacă faci o medie, nu știu, dacă antrenor principal 7900. Cât are un antrenor principal acum? La fotbal antrenor, nu știu care ar fi principalul, că sunt foarte mulți aici. Da, văd acolo că e antrenor fotbal, da. Așa sunt trecuți. Bănuiesc aici ar fi 19233. Deci de la 7900, da, la 19.000 de lei. 233, da. Tot în Liga 3. Adică, și vorbim 7900 în ce an? În 2021, cât eram eu și cu handbalul. 2021, da. Iată, 7900, în prezent aproape 20.000 de lei. Da, la același nivel. Deci, din punctul meu de vedere, aici e lipsă profesionalism. Adică, bă, vii cu niște salarii, le mărești, dar fă performanță. Exact. Ne ascundem în spatele, ajungem la baraj. Păi și când ajungem la baraj, ce facem? Luăm bătaie și venim înapoi acasă și o luăm iară din Liga 3. Eu, în ce vă spuneam în urmă cu câteva minute, în planul de management, am avut atunci luat în calcul o echipă de fotbal Liga 3 compusă din jucători din Deva sau cel mult din județul Hunedoara. De ce? Pentru că ai apartenență la județ și joci cu sufletul dacă nu se găseau să faci 24-25. Sunt la mod aceste transferuri și din alte județe și din da, alte da, da, țară. Corect, corect. Dacă nu ai arie de selecție, trebuie să aduci din alte locuri, cum e cazul handbalului. Handbalul stăm foarte prost la nivel de jucătoare de primă ligă sau chiar și a doua, nu scoatem. Și atunci trebuie să aduci din alte orașe. Dar pe planul ăsta care îl făcusem eu, în 2, maxim 3 ani se putea promova în Liga 2 fără efort financiar mare, pentru că dacă iei copii de la centrul de copii și juniori din oraș și crești, ăștia de la an la an se omogenizează, se cunosc unul pe altul și în momentul în care nivelul fotbalului îi tot în scădere, adică ce am văzut eu din 2020, când am fost la CSM, până în 2022,
de la an la an, nivelul la Liga 3 era tot mai slab. Și atunci, dacă tu vii cu o echipă care în primul an e slăbuță, dar nu retrogradezi, al doilea an ești un pic mai bun, în al treilea an, cu efort financiar mic, și aici mă refer la salarii din astea, de 2.000, 3.000 de lei, 4.000 de lei, pe cei din Deva, unde scăp de cazare, scăp de masă, ai reduceri și pe alte planuri financiare. Ajungi de faci o promovare, dacă vrei să o faci. Că, de ce spun dacă vrei? În momentul în care ajungi în Liga a doua, păi costă foarte mult. În Liga a doua... Păi oricum sunt alocați bani foarte mulți în această direcție, corect, nu? Deci bugetul acum, din ce am înțeles eu, că e public. Ce vorbesc sunt bugetele publice. Și ce am spus aici, bugetul care l-am avut când am fost eu, e public și ăla. Pot fi consultate de către oricine. Poate fi verificat, da. Eu am fost acuzat atunci că, băi, tu ai tras, n-ai vrut cu fotbalul și ai tras numai pentru handbal. Păi nu am tras numai pentru handbal, pentru că în banii vechi 7,5 miliarde era pentru centrul de copii și juniori, era 19 miliarde vechi pentru, vorbesc în banii vechi ca să avem o idee mai mare la sume, că dacă spun 19 milioane de lei, parcă sună mai puțin. Și diferența nu s-a dus doar către echipa de Liga 1 de handbal, pentru că în bugetul ăsta nu sunt incluși doar banii pentru secții. Acolo sunt banii pentru salariații cu contract de servici, acolo sunt bani pentru maculatură, papetărie, ce mai e, pe consumabile, pe curent, pe tot ce înseamnă toate cheltuielile clubului. Și de acolo se împarți. Eu, la momentul ăla, îi drept că nu au fost prea multe secții, erau doar pe trei, în trei secții, eu am cerut contabilității să facă trei evidențe separate. Adică un registru pentru handbal cu toate cheltuielile, un registru pentru fotbal cu toate cheltuielile și unul pentru centru de copii și juniori. În așa fel încât să avem evidența tot timpul, băi, câți bani se consumă pe handbal, câți bani pe celelalte secții, fotbal, copii și Liga 3, a patra. De ce am făcut asta? Pentru că bugetul CSM-ului e unul mare, da? La grămadă tot. El se constituie din fiecare secție care își prezintă necesarul pentru sezonul respectiv sau următor, cum ar fi. Ei, se adună toate, se bagă la grămadă și se dă. Am pățit-o și eu. Am făcut buget pentru handbal cu cantonament și, surpriză, eu am analizat și am zis, bă, de ce să mă duc în cantonament când la Deva am și sală, am și cazare, am și masă și ia, pregătiți-vă voi aici, recuperare la Aqualent, costuri foarte mici. De ce să dau 30.000 de lei sau 300 de milioane vechi să mă duc în cantonament pe undeva? O săptămână sau 10 zile. 3 minute din această emisiune. Închei rapid. Ei, ce s-a întâmplat? Au trecut banii pe fotbal. S-a dus fotbalul în cantonament. Dar dacă nu evidențiez pe fiecare în parte, e o problemă, pentru că unul care e mai rapid de mână se duce și consumă bugetul și rămâne celălalt fără buget. Cum e situația actuală? Normal să fie împărțit cumva, teoretic, nu neapărat eu am făcut-o, pentru că eu am făcut-o că nu cu o cerea cineva de la primărie sau de la club. Am făcut-o eu pentru mine, că așa am crezut că poate fi gestionată situația. Dar, în momentul de față, CSM-ul este în cap. Eu, părerea mea personală, că managementul prost a dus la risipirea fără niciun rezultat pozitiv a banului public, sunt în pragul falimentului. Dacă n-ar aparține de primărie să fie un club de sine stătător, ar fi intrat în faliment. Singura performanță notabilă la banii consumați, așa, ar fi la futsal, care a câștigat Cupa României. Acolo, față de cei de acolo, nu poți să vorbești prea acolo mult, se justifică, se justifică banii. Dar restul este risipă, care de asta am și pornit lucrurile astea și aștept și eu cineva să ne spună, atât mie cât și dumneavoastră, presei, mass media,
Băi, cine se face vinovat de cheltuirea banului public în cazul nostru a secției de handbal, 2 ani consecutiv, ratare obiectiv pe o grămadă de bani? În maximum un minut, unde vedeți în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, că acum depinde la ce ne raportăm fiecare, handbalul de ven? Mai avem șanse să fim importanți în această lume a handbalului românesc? Avem șanse, știți cum e vorba românii, speranța moare ultima, dar nu cu actuala conducere. Deci, exclus, actuala conducere nu este capabilă de performanță, este capabilă doar de risipirea banului public. Unii vor spune asta că jucătoarele trebuie să fie bune. Jucătoarele, nu este suficient? Ba da, dar și jucătoarele sunt bune atunci când conducătorul știe ce să le ceară și cum să le motiveze. Nu poți numai să ceri, cum vă spuneam la momentul respectiv a discuției, nu poți să ai numai drepturi fără obligații. Fiecare să-și asume, ai primit banul cât ai cerut, ai condițiile de Liga 1, pentru că au avut condiții, dar rezultatele nu sunt alea din spate, alea sunt mincinoase. Joci cu Timișoara și joci cu echipe care le dai 10-20 de goluri diferență. Uite, când ai ajuns la turneul final, ai luat 10 de la echipă Slatina, care a fost și tot pe locul 1. Da? Diferență de management, diferență de gândire, de multe alte lucruri. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, că ne-ați expus această problemă pe care ați identificat-o cu privire la modul în care sunt gestionate anumite fonduri din bugetul local al primăriei Deva. Așa cum spuneam puțin mai devreme, dacă vor dori cei care au fost amintiți în emisiunea de astăzi, reprezentanții CSM Deva, cei din administrația publică locală al municipiului Deva, să vină aici și să vă explice dumneavoastră, stimați cetățenii municipiului Deva, cum au ales să împartă acești bani publici. Noi îi așteptăm aici și îi invităm pentru a avea parte de un dialog în acest sens. Vă mulțumesc tare mult, domnule Marian Muntean, că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm, și pentru că cel mai probabil handbalul de ven mai are un cuvânt de spus, măcar la un moment dat în viitor, da, să spunem. Da, 100%. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!